Banca Națională a Moldovei a aprobat conceptul de design al monedei comemorative dedicate medicilor Medicul meu, Eroul meu, care a fost selectat din lucrările propuse de către cetățeni. Proiectele de design au fost evaluate de o comisie formată din experți de la BNM, Comisia Națională de Heraldică, Uniunea Artiștilor Plastici, Muzeul Național de Istorie a Moldovei. S-a optat pentru o lucrare semnată de sculptorul Vyacheslav Jiglitski, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Proiectul de design reprezintă imaginea doi medici pe fundalul hărții Republicii Moldova, redând neprețuita dedicația lucrătorilor medicali din țara noastră. Conceptele de design au venit din partea cetățenilor după ce în vara anului curent Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis să dedice o monedă lucrătorilor din domeniul sănătății și a invitat publicul să participe la elaborarea designului. Criteriile de bază pentru selectarea conceptelor au fost originalitatea, creativitatea și coerența elementelor de design, astfel încât să fie posibilă executarea acestora pe suprafața monedei. Fiecare participant a putut prezenta un singur concept, fiind obligat să respecte drepturile de autor și cele conexe. Moneda Medicul meu, Eroul meu va fi bătută în argint.